În primul rând, vreau să îndemn toată lumea să iasă astăzi la vot. Contează votul fiecăruia, pentru că alegeri locale au loc odată în 4 ani. Parlamentare sperăm că vor avea loc mai des, deoarece cred că toată lumea vrea să scăpe de cei de la guvernare, de oligarhii de la guvernare. Eu am votat astăzi împotriva corupției, împotriva oligarhilor, împotriva marionetelor oligarhilor din primării, din consilii municipale. Am votat pentru o capitală cu oameni profesioniști, pentru o echipă profesionistă și o persoană care va fi primar general și nu va fi membru a niciunui partid politic. Cred că acest lucru contează cel mai mult. Vreau să le sugerez unora să-și strângă gențile de prin birourile unde s-a deprins să fie ultimii 8 ani. Ei înțeleg la cine mă refer. Și să plece în suburbii sau la prietenii lor din afara țării. La nivel local, ce așteptări aveți la acest scrutin? La nivel local, vă referiți la nivel de țară sau la nivel de municipiu? La nivel de țară. La nivel de țară, cred că în acest scrutin ne va reuși să tăiem rădăcinile oligarhilor care au majoritate în Parlament, după care până la sfârșitul anului va urma alegeri parlamentare anticipate, unde cei care au furat miliarde vor fi puși la dubă. Mulțumesc.